Știu că aveți în subordine și hierghelia de cai de rasă de la Tulucești. Foarte pe scurt, ce mai aveți acolo și dacă gălățenii pot avea acces fie la vizite, fie la eventuale echitații, ce mai fi? Deci, hierghelia cai de rasă de la Tulucești face parte din panoplia hierghelilor naționale din cadrul Regii Naționale a Pădurilor din 2004, când printr-o hotărâre de guvern s-au transferat aceste hierghelii de la Ministerul Agriculturii către Regia Națională a Pădurilor. Acolo sunt efective de cai de sport, cai de călărie. Avem câteva exemplare de ponei românești, care e o cucișare între Huțul și Poneiul Shetland. Vom primi, am înțeles, de la alte hierghelii din țară, prin transfer la Ordinul Regii Naționale a Pădurilor, în jur de 39-40 de capete ponei. Vom încerca să-i dresăm, vom încerca să-i punem într-un circuit ecvestru, ca să spunem așa, adică într-un circuit de turism hipic. Adică cetățenii... Acolo aveți atâta zonă? Bineînțeles, avem manej, avem un manej destul de mare, de câteva hectare, avem chiar și un hipodrom, care nu e așa de bine amenajat, însă este structurat exact după un hipodrom standard, după condițiile naționale. Se poate face chiar călărie de anduranță, dacă e cazul. Avem cursanți începători, cursanți de nivel mediu. Nu avem fonduri să ne specializăm oameni pentru instructaj de călărie. Acolo e o problemă, pentru că animalele necesită o îngrijire specială, au nevoie de medic veterinar, șeful hierghelie chiar medic veterinar. Avem nevoie de inginer agronom pentru că terenurile pe care le cultivăm pentru producerea furajelor necesită lucrări. Sunt cheltuieli destul de mari care stau pe spatele direcției Silvice Galați, dar mulțumim lui Dumnezeu am reușit să... Bun, deci ca idee, gălățenii pot merge acolo la lecții de echitație? Exact. Pot merge pentru vizite, da, pentru a vizita grajdurile cu animale, pentru a vedea animalele în manej. Oricând se poate adresa direcției Silvice sau direct hierghieliei. Cel mai ușor și la îndemână e pe web-ul, pe adresa de site-ul nostru, exact, adresa Silvice Galați, silvagalați.ro, dar oricine scrie direcția Silvice Galați sau Hierghelia Tulucești, găsește, pe Google, da, să spunem, îi apare imediat direcția Silvice și Hierghelia. Acolo sunt detalii cu privire la tarife, cu privire la serviciile pe care noi le oferim, pe lângă echitație, adică călărie, până în alta pe cai de rasă, nu știu. Da, sunt ghidran, da? Adică cai de ăștia de statură normală. Încercăm acum, spuneam, să cu acești ponei să facem și cursuri de călărie pentru copii. Da, da. Exact. Nu, copiii pot călări chiar și cai adulți. Da, dar știți că e ponei mai drăgălaș, vine copilul mai, da, ușor. Da, așa este. Numai că sunt semi-sălbatici. Unii vin ei de acolo, nu au fost domesticiți. Așa, puteți să-i triați, vedeți care să... Da, vom încerca întâi să castrăm masculii, să-i liniștem. Vom încerca să sortăm femeile mai bătrâne, care sunt mai docile. Vom încerca oricum să creăm un lot de cai care să preteze la așa ceva. Există și un grad de risc oricum la ceea ce înseamnă călării, pentru că animalul nimic e previzibil. Orice sport implică un risc, și în notă, și în luptă, și tot. Însă avem echipament de protecție, coloane, protecția aveți echipament. Bineînțeles, da. E obligatoriu chiar echipamentul, cască de protecție.